În acest videoclip o să-ți arăt cum să estimezi veniturile obținute de pe site-ul tău de membership. În videoclipul de lansare am discutat despre faptul că dacă înscrii un număr de 25 de persoane pe lună și prețul programului tău de membership este de 10 euro pe lună și rata de renunțare să presupunem că ar fi de 10, de 0%, asta ar însemna că după un an de zile ajungi la suma de 3.000 de euro pe lună. Însă, situația asta în felul următor. Cu siguranță vor mai fi persoane care vor renunța. Să punem un 10% rata de renunțare. Asta înseamnă că după un an de zile ajungi la suma lunară de 1.794 de euro pe lună. Și cu acest fișier îți poți da seama, îți poți estima veniturile, cam la ce sumă poți ajunge după un an de zile. Și bineînțeles că tu trebuie să vezi pe perspectivă cum ajungi în timp, pentru că nu o să poți avea 300 de membri înscriși din prima zi. Deci trebuie să vezi per ansamblu. Și acesta este un model de calcul pentru membership perpetu. Asta înseamnă că tu poți să crezi materiale în fiecare lună, poți să ajungi, eu știu, la lecția 50-100 și membrii vor renunța atunci când vor dori ei. Iar dacă tu ai ajuns, să zicem, la lecția 70 și cineva se înscrie astăzi, el începe de la lecția 1 și va trebui să treacă prin toate lecțiile până ajunge la lecția respectivă. Da? Și mai am aici un model pentru model de membership pentru 6 luni. Și aici tot la fel să spunem că înscrii 25 de persoane la prețul de 10 euro și lăsăm tot așa 10% rata de renunțare. Asta înseamnă că după un an de zile ajungi la suma de 1.171 de euro și venit total pe tot anul înseamnă 11.486 de euro. Asta înseamnă undeva la aproximativ 1.000 de euro pe lună, ceea ce nu e deloc rău. Și mai gândește la faptul următor, pentru că pe măsură ce vei prinde experiență, prețul programului tău va crește, numărul abonaților tăi lunari va crește și automat poți să ajungi la sfârșit la o sumă mult mai mare aici la sfârșit. Dar pentru început, dacă începe așa, este foarte ușor și gândește la faptul că programele de membership, în general, încep undeva la 50 de euro, 100 de euro, unde ai văzut lansări, tot așa, prețurile sunt foarte mari. Și există și un motiv pentru acest lucru, de ce sunt mari, pentru că se obțin rezultate din aceste programe de membership. Iar tu dacă vei începe cu un preț de 10 euro, îți garantez că vei putea să înscrii foarte, foarte multe persoane în program. Ok, vei putea descărca acest fișier și îl vei putea folosi pentru tine, pentru a-ți estima veniturile. Îl găsești aici sub videoclip. Eu folosesc o variantă mai nouă de Excel. Dacă nu se poate deschide, îți las și un link către OpenOffice. Îl instalezi și ar trebui să deschide fără niciun fel de problemă.